Răzvan, mă bucur că ne întâlnim aici la săptămâna ESEB. Am aflat așa repede despre voi că sunteți un grup de tineri, v-ați strâns pe băncile facultății și ați pornit un business propriu și în orice fel de business, ci unul în... Unul în ventilație cu recuperare de căldură. La noi aventura asta a început mai de mult, mai exact prin 2017 am participat la concursul la Solar Decathlon Europa în Ungaria și în 2019 s-a finalizat competiția, atunci am luat locul 3 internațional și după ce am terminat competiția ne-am deschis fiecare afacerile noastre în proiectare, colegii mei pe instalații, eu pe rezistență și am rămas după competiție cu pasiunea asta pentru ventilații. Chiar e foarte interesant că tu de formație ești inginer structurist și spuneai că e foarte importantă ventilația, mai ales la casele, la sistemele de case pe care le vedem aici la ENZEB, adică pe structuri de lemn. De ce? De ce e importantă? În principal, pentru structurile din lemn, cea mai importantă este ventilația, pentru că dacă nu avem o ventilație corespunzătoare, atunci aerul stagnează, stagnează în principal umiditatea, iar umiditatea este cea care determină putrezirea lemnului în principal. De exemplu, o bucată de lemn, dacă este păstrată tot timpul într-un mediu umed sau, să zicem, la pontoane, nu se degradează foarte repede. Lemnul ținut în apă e mereu veșnic, cum s-ar spune. De-aia, de exemplu, la silozurile de cereale de la Brăila și Galați, mare parte a piloților sunt făcuți din lemn. Adică sunt trunchiuri de lemn băgate în pământ și așa au reușit să stabilizeze terenul. Pentru că nu există variații. Pentru că nu există variații. Acolo umiditatea este constantă și atunci, în situația asta, lemnul, după ce au dezgropat, acum au făcut niște studii, au văzut că mare parte trunchiurile sunt păstrate în condiții bune. Dar ce se întâmplă cu casele? De ce e importantă ventilația la casele pe structură din lemn? Ca să nu apară degradarea timpurie a materialului și atunci casele rezistă foarte mult. De exemplu, în America, structurile din lemn, având în vedere că ei au case care rezistă sute de ani, fără absolut niciun fel de problemă, fundațiile sunt făcute mai înalte și reușesc să ventileze în mod natural, lăsând niște trape de vizitare jos la nivelul fundațiilor și sus în pod. Ca, cum ziceai, ca la șemineu, nu? Exact, da, ca la șemineu. Aia este ventilare naturală, ceea ce facem noi este ventilare mecanizată, fiindcă are ventilatoare și obiecte în mișcare. Este foarte importantă principal pentru structurile din lemn, pentru sănătatea casei, iar sănătatea omului, noi suntem aici la ENZEB de 2-3 zile, filtrele astea au fost noi, iar acum putem vedea, după 3 zile de muncă de șantier din interior, avem extrem de mult praf în toate filtrele din unități. Adică multă lume spune că fac ventilația asta, să spunem, dacă lăsăm geamul deschis, facem într-adevăr o ventilație, intră oxigen în atmosferă, dar nu putem elimina acești factori poluanți. Prin ventilația asta mecanizată, automat eliminăm tot timpul, iar prin sistemul de recuperare de căldură, nu băgăm aerul la fel de rece sau la fel de cald în casă. Asta ar fi diferența. Și de ce e important să nu bagi la diferențe mari de temperatură? Spre exemplu, iarna, că e cam cel mai bun caz. Dacă afară sunt minus 10 grade, iar în interiorul locuinței ar fi 22, dacă am deschide geamul, am băga aer de afară la minus 10 grade și ar trebui să încălzim acel aer la minus 10 grade. Prin intermediul acestui fagure, aerul trece, aerul viciat din casă iese prin aceste lamele și aerul este introdus prin partea cealaltă. Ele nu au contact ca și fluxurile, nu se amestecă fluxurile. Adică doar pur și simplu dacă am fi avut situația de iarnă, aerul care ieșea din casă încălzea acest modul de recuperare, iar aerul care intra se încălzea prin intermediul lui. Și atunci noi practic încălzim în locuință doar o diferență, adică dacă el vine din exterior cu 15 grade, nu mai vine cu minus 10. Și noi încălzim doar diferența de la 16 la 22 de grade cât avem.
Și asta se traduce în mai puțin... Și asta se traduce într-un consum redus de energie. Da, exact, pentru că nu mai ai nevoie să încălzești la fel de mult. Adică tentația este, dacă deschizi fereastra, să și urci temperatura de la centrală, nu? Temperatura automat va porni pentru că e termostatul și atunci centrala va începe să funcționeze. De-aia, în general, locuințele nu sunt foarte bine ventilate pentru că la noi doar în primăvară și toamnă avem un mediu în care să spunem că afară ar fi 20 de grade și de-abia atunci ai vrea să ții geamurile deschise în locuință. Și ce se întâmplă pe timpul verii? Cum ajută ventilația pe aceasta? Pe timpul verii este același principiu. Dacă afară sunt 40 de grade, iar înăuntru funcționează aerul condiționat, aerul care va ieși din locuință, rece fiind, va răci recuperatorul, iar cel care va intra nu va intra cu 40 de grade, va intra cu 27 și la fel aerul condiționat va fi nevoit să răcească doar acea diferență de temperatură. Da. Foarte interesant. Da. Sunt sistemele astea sunt folosite în Europa de 10 de ani. De multă la vreme. Noi, da. La noi e, și la noi, de exemplu, în momentul de față se spune despre lemnul lamelat încleiat ca fiind o inovație în industrie, dar el se produce de la 1890. Tu știi lucrurile acestea pentru că te și pregătești să-ți dai un doctorat, nu? Da, Doamne ajută. În construcții din lemn. Da, da, da. Și acolo am văzut foarte multe exemple, de exemplu biserici în țările nordice, din foste colonii, biserici care au rezistat 400-500 de ani, tocmai datorită acestei ventilații, au văzut că ei făceau niște guri de vizitare și păstrau această umiditate cât de cât constantă în structură. Aerul contează foarte mult, da. Nu da. Doar pentru da. Sănătatea clădirii, exact. Ci și pentru sănătatea oamenilor. Da. De exemplu, cineva care își face o casă pe structură de lemn. Noi am luat aici la întrebări producătorii okay. care sunt din România și mulți au spus da, trebuie să ai întâi un proiect, noi venim, îți facem structura, da. Dar la partea de instalații trebuie să apelați la altcineva. Spre exemplu, cineva care vrea să își rezolve această parte de ventilație, da. Cum poate proceda în privința echipei voastre? Adică apelează la voi și mai departe? Ne pot contacta, iar noi realizăm atât proiectul, montajul, echipamente. Avem mulți producători cu care colaborăm. În funcție de necesitatea clientului, putem stabili exact ce echipament are nevoie, ce sistem. Nouă ne plac în general casele din lemn pentru că sunt mult mai ușor de lucrat în execuție. Adică montajul se realizează mult mai ușor. Prinderile, nu mai trebuie dibluri ca la beton, se pot da direct cu șuruburi din lemn. Adică e rapiditate foarte mare. De acum îți explici că tu ești inginer structurist, ai o educație formală. Cum îți explici faptul că la noi în România există această reticență încă pentru lemn? Pentru structuri din lemn. E o reticență pentru că publicul încă nu este educat în domeniul ăsta. Adică și nu au suficiente informații? Da, e o senzație că, Doamne, structurile din lemn nu rezistă la fel de bine ca alte tipuri de structuri, cum ar fi din beton sau din zidărie, pentru că, nu știu, percepția asta, dacă te duci și lovești materialul și ai senzația că el flexează puțin, ar fi vreo problemă, dar nu este așa. Fizica spune în felul următor: forța e masă ori accelerație. Lemnul are de 5 ori mai puțină masă decât betonul, deci forța seismică va fi de 5 ori mai mică. Adică sunt mult mai sigure la seism. Nu neapărat că mult mai sigure, pentru că orice structură pe care o calculezi și o dimensionezi din proiectare va fi la fel de sigură. Doar că e un material, să zicem, regenerabil, de aici venim la sustenabil și... Ce să spun, nu știu, contează foarte mult. Americanii fac chestia asta de sute de ani, nu au avut niciodată probleme. Adică și europenii din nordul Europei. Da, exact, da, da. Mare parte nordicii, toți sunt pe structuri din lemn și... Pe care îi studiezi care acum. Pe care studiem acum, da. Răzvan, îți mulțumesc foarte mult. Eu sper ca cei care se uită la noi să capete cu atât mai mare încredere sau și măcar noi. Curiozitate în da. Casele din structuri din lemn, pentru că, uite, tânăra generație și mai bine informată vine cu da. Date noi și interesante. Da, să sperăm că se vor documenta puțin cu ocazia evenimentului și
Îi așteptăm. Da, vă mulțumesc mult!